Eu cred că în Republica Moldova sunt studii de calitate. Cred că studii de calitate pot face cei care într-adevăr vor să învețe, pentru că poți învăța de orice și de la oricine. Dar universitatea în care eu am învățat mi-a oferit și m-a pregătit pe mine în calitate de pedagog foarte bine și asta am observat atunci când m-am angajat, când am început să lucrez, să văd care e sistemul practic, cu toate că am avut practica pedagogică și am avut o practică pedagogică foarte bună, care m-a învățat și m-a pregătit pentru integrarea în colectiv, cu toate că a fost cam greluț. Și cred că ei sunt cei care m-au modelat și ceea ce fac eu acum și de multe ori mă regăsesc în anumite acțiuni, în anumite metode. Eu am toate suporturile de la universitate pe care le folosesc, inclusiv de gramatică, de teorie literară, adică avem tot acum mediul online și putem și avem acces la informație, dar acele suporturi pe care le-am avut de la universitate, ele sunt la mine în cabinet și de câte ori am nevoie eu le deschid și pentru asta sunt recunoscători profesorilor mei. Sunt recunoscători și acum, chiar anul trecut, doamna profesoară mi-a oferit un set de cărți, așa, gratuit, dar din propria inițiativă, pentru care îi sunt recunoscătoare, dacă se poate să dau și numele. Da, sunt recunoscătoare doamnei Eleona Zgardan, pentru că domnia ei mi-a oferit un set de cărți pe care le-am folosit, pentru că era ceva actual despre transdisciplinaritate, tipuri de proiecte și așa mai departe, ceea ce m-a ajutat mult în activitate sau m-a ajutat foarte mult la pregătirea anumitor prezentări, chiar la anumite seminare, la anumite conferințe care erau pe baza acestor teme. Și ajung la concluzia că noi avem universități, instituții care pot pregăti bine specialiști în domeniul educației, numai dacă asta doresc ei.